Doamnelor comisarilor și domnilor, bună seara, bine ați venit! La Muzeul Preinei Carol I avem în Săptămâna Mare, în Joia Mare, privilegiul de a ne întâlni cu unul dintre cei mai serioși și adânci cărturari în domeniul creștinismului de început, cu domnul Cristian Pădiniță, pentru a treia oară la Brăila, pentru a treia oară la Muzeul Brăilei, dar primele două conferințe, domnia sa le-a susținut, așa cum majoritatea știți și a fost de față, la Casa Memorială Panaie Pistrat. Acum, dat fiind subiectul și dat fiind sprijinul pe care Clubul Rotary Brăila l-a acordat în acest demers și pentru această conferință, sigur s-a optat pentru această sală din sediul Muzeului Brăilei Carol I. Am să dau cuvântul pentru foarte scurtă alocuțiune domnului Ovidiu Dimonte, președintele pe anul în curs al clubului. Mulțumesc! O să încep așa într-o mică drum, având în vedere că domnul director când a mai introdus ca prin președinte pe anul acesta. Într-adevăr, la noi... Funcțiile, în general, sunt numai... Mai bine. Da, mai bine? Numai un an, ca să ne apucăm să facem prea multe prostii și să nu se perpetueze. Rolul meu în această seară aici este să aduc mulțumiri. Și nu știu dacă ordinea în care o să le aduc e cea mai bună, dar o să încep așa cu dumneavoastră, mulțumindu-vă că sunteți alături de noi în această seară, iată la practic a treia întâlnire în Brăila cu domnul Pădiniță. De asemenea, este prietenul și colaboratorul nostru, Costel Pătrășcan, care ne-a făcut o vizită la club și ne-a rugat să contribuim la producerea acestui eveniment. Bineînțeles că mulțumim Muzeului Brăilei, conducerii Muzeului Brăilei pentru Carol I, care ne-a pus la dispoziție această sală și care, în general, e alături, nu numai de noi la Rotary, dar, în general, e alături de toate acțiunile de cultură și întotdeauna sunt foarte săritori. Și, bineînțeles că mulțumim în mod deosebit domnului Bătiță, care ne-a făcut onoarea de a accepta invitația și de a ne lumina această săptămână a patrilor. Iată, în Miercurea Mare și în Joia Mare, dar cu gândul la Joia Mare care stă să vină. Și, în cele din urmă, o să mulțumesc și colegilor mei de la Clubul Rotary, care au fost și foarte săritori în momentul în care s-a pus problema să contribuim la producerea acestui eveniment. Încă o dată vă mulțumesc frumos și nu numai că vă urez, dar sunt convins că o să avem o seară absolut deosebită care o să ne încarce în perspectiva restului acestei săptămâni a patrilor. Mulțumesc! Vreau să să mulțumesc oficial și instituțional, așa, pentru că prefer mulțumirile către persoane să le fac în privat, le-am făcut deja parte dintre ele, Clubului Rotary pentru inițiativă și Muzeului Brăilei Carol I pentru că a acceptat găzduirea acestei conferințe, propunerea venită din partea domnului Bordei pentru ca această conferință să aibă loc în această clădire somptoasă, Consiliului Județean Brăila, rezidenței Duțu, nu întâmplător, unde, în fine, trag pentru a doua oară și, nu în ultimul rând, în aceeași notă instituțională, Academiei Costel Pătrășcan, care a unit toate cele restul instituțiilor. Da. Deci astăzi e Miercurea Mare pentru o parte din creștinii de pe planetă, mai precis pentru creștinii ortodoxi.
ceilalți miliard, celălalt miliard și câteva sute de milioane au sărbătorit deja acest eveniment, cel mai important eveniment din istoria creștinismului, care marchează, mă refer la Paști, care marchează învierea Mântuitorului și subliniez învierea pentru că, o să precizez îndată, sunt tot felul de teorii para sau teologice sau parateologice despre semnificația acestui eveniment. Eu am propus ca temă pasaje, cum ați văzut și pe afiș și pe invitații, pasaje disputate din Noul Testament cu o introducere pascală. Dar am să vă dezvolt un scenariu, care e un fel de scenariu bunuelian sau ala Steinhardt, cum și-a construit, îmi place foarte mult Steinhardt, volumul superb între viață și cărți, sfârșitul fiecărui text, e pretext pentru începutul următorului text. Aparent e o dezlânare, dar e o dezlânare foarte frumoasă și care are o logică interioară. La fel în Bunuel, un cuvânt, un termen aparent anodin dintr-o anumită secvență naște următoarea secvență, în general următorul coșmar din Bunuel. La fel m-am gândit și eu să structurez conferința plecând de la introducerea pascală, semnificația Paștelui și mai ales ritul botezului, pentru că asta era ritul care era săvârșit în Biserica Antică în noaptea de Paști. Să trec la următorul episod, pentru că, și acum vă dezvălui oarecum maniera în care voi proceda și logica pe care am avut-o la constituirea acestei conferințe, noaptea pascală suntem, ortodoxii sunt în săptămâna mare, miercuri suntem în miercura mare, marcată de o scenă cu totul și cu totul specială, un pasaj hiperdisputat din Noul Testament, așa zisa Unctio Betanie, ungerea din Betania. Și vreau să mă opresc asupra acestui episod din Noul Testament, tocmai pentru că astăzi îl comemorăm. Astăzi, în Miercurea Mare. Și la această Unctio Betanie au participat toți apostolii, dar acest episod marchează, de fapt, în această Miercure Mare se pune în mișcare mecanismul infernal care va duce la răstignirea Mântuitorului în Vinerea Mare. La această Unctio Betanie participă și Iuda, și în urma unei dispute, Iuda iese din încăpere, voi reveni asupra episodului în detaliu, și merge și propune predarea lui Iisus și spun bine predarea și nu vânzarea și am să revin asupra subiectului. Deci, următorul personaj, după Maria Magdalena, voi vorbi despre Unctio Betanie și despre Maria Magdalena, pentru că e un personaj legat de acest episod, deci de Miercurea Mare și de Unctio Betanie, Maria Magdalena, Iuda, care participă la acest eveniment, și apoi, plecând de la cină, și nu întâmplător, poate, ați pomenit de Joia Mare, cina de taină, la care participă din nou toți apostolii și unde Iisus frânge pâinea și inaugurează Euharistia, Sfânta Taină a Împărtășaniei, am să vorbesc despre un cuvințel doar, dar care a făcut să curgă nu hectolitri, ci mii de hectolitri de cerneală roșie, albastră, de ce culoare vreți, și anume Ekiusion, care se referă la pâinea din rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Pâinea noastră Ekiusion, se spune în textul grecesc. Și dacă o să mai am timp, apropo de ultima apariție pe care ați văzut-o la stand, ați văzut-o, mi se pare că nu mai există exemplare, Metamorfozele Anticristului, poate, dacă voi avea timp, am să spun câteva lucruri despre un alt pasaj hiperdisputat în istoriografia și teologia creștină, anume despre Catehon și Anticrist, a doua venire a lui Iisus, care este ținută în frâu de acest personaj numit Catehon,
care precede venirea Anticristului. Asta e structura conferinței. Dacă nu termin, s-ar putea să nu termin nici prima parte, nici introducerea, dar măcar la sfârșit să spuneți ce conferință bună ar fi fost, dacă ar fi fost terminată. Oricum, e un prilej, chiar dacă nu o termin, să mai revin ca să intrăm și în celelalte teme. Sunt foarte multe personaje, chiar dacă eu propun, acolo unde sunt invitat, aproximativ același titlu, pasaje disputate sau enigme filologico-teologice ale Noului Testament, tot timpul sub acest titlu, eu propun alte enigme, alte pasaje disputate, pentru că Noul Testament e un text hiperdificil, nu doar din punct de vedere teologic, dar și filologic. Pentru că, până la urmă, de aici, acesta este nivelul filologic, este primul nivel spre celelalte niveluri teologic și, până la urmă, mistic. Dar trebuie să lămurim cât mai bine în conformitate sau în limitele competenței noastre, în primul rând aspectele filologice, istorice, care țin de realia și după aceea și care sunt legate de aspectele teologice sau care produc un anumit discurs teologic. Mă întorc la Paști și când spun Paști, există în limba română și aș vrea să acceptăm acest lucru, această convenție, pentru că și limba română e o limbă ca oricare alta, se bazează pe, funcționează pe baza unor convenții. Filologii din sală știu foarte bine acest lucru. Să admitem legitimitatea ambelor denumiri, Paște și Paști. Există și eu chiar am pledat, am fost printre primii care a introdus o distinție între Paște, forma de singular, care referindu-se la Paștele iudaic, și Paști, forma de plural, referindu-se la Paștele creștin. Dar există, și vă garantez, ca un om care lucrează cu acest tip de discurs și cu acești termeni, că există foarte multe contexte în care termenul Paști, la plural, referitor la sărbătoarea creștină, nu merge deloc. Sună foarte ciudat în textele românești. Și atunci, chiar dacă tacit putem să facem această distinție, Paște pentru sărbătoarea iudaică, Paști pentru sărbătoarea creștină, în general creștină, nu ortodoxă sau catolică, sau general creștină, putem face această distinție, dar sunt legitime ambele forme, Paște și Paști. Asta o lămurire lingvistică, poate interesantă pentru publicul larg și țin să fac precizările astea, pentru că nu toată lumea a terminat un institut de teologie sau un institut sau o facultate de filologie. Și atunci e bine ca acești specialiști confirmați de instituțiile ca atare să propune oamenilor să le spună ce este legitim și ce nu este legitim, pentru că admiteri degeaba ne mai tocim coatele pe băncile facultăților sau pe băncile bibliotecilor. Deci vă propun să folosim ambele forme, dar cu această distinție în capul nostru. Paștele trimite, în primul rând, la sărbătoarea iudaică. Deci, noi sărbătorim, bineînțeles, Paștile învierea Domnului, învierea Mântuitorului, dar nu trebuie să pierdem niciodată din vedere că, la origine, Paștele este o sărbătoare iudaică. Și este o sărbătoare, în primul rând, care e o sărbătoare nomadă, care ține de transhumanță. Vorbesc de prima, la originea sărbătorii, era o sărbătoare sângeroasă. Se sacrifica un miel cu care erau unși ușorii de la ușă, care aveau acest sânge al de miel, avea o funcție apotropaică, de alungare a spiritelor, a duhurilor rele, de fapt de ținere la distanță a îngerului exterminator. Există un moment în Vechiul Testament, un moment crucial al eliberării poporului ales evreilor din Egipt, când Iahve le poruncește evreilor să-și ungă ușorii cu sânge, tocmai pentru ca
îngerul exterminator să cruțe, să cruțe acele case ale evreilor care au acest semn divin și, bun, se extermine, nu e deloc simpatic, dar asta e Biblia, se extermine doar pe nou născuții egipteni, născuți în casele egiptenilor, adică supușii faraonului. Al doilea sens e agrar, pentru că era o sărbătoare agrară. Al treilea, cel mai important, care s-a impus încetul cu încetul, Pesah în ebraică înseamnă trecere. Cine trece, trece Dumnezeu. Trece Dumnezeu pe la casele credincioșilor, adică pe la casele evreilor, tocmai pentru a anunța eliberarea. Și începând cu secolul al II-lea înainte de Hristos, secolul I, avem o mărturie a lui Filon din Alexandria, acest sens de eliberare de la sclavie spre Eretz Israel, spre pământul făgăduinței, prevalează asupra celorlalte sensuri. Deci, pentru evrei, Paștele are această semnificație de eliberare. Dar atunci, nu știu câți dintre dumneavoastră ați avut privilegiu, pentru că eu îl consider un privilegiu, să participe, să asiste măcar la un Paște evreiesc. Sunt foarte multe cântări, bineînțeles, din Vechiul Testament, dar există și un ritual pe care Iisus însuși l-a săvârșit la cina cea de taină, pentru că asta s-a petrecut atunci în acea casă din Ierusalim, la etaj, unde a avut loc la primul etaj, într-un han probabil, nu se știe exact despre ce e vorba, dar din datele Noului Testament putem deduce că era vorba de un han, iar această cină a avut loc undeva la etajul, la primul etaj al acestui han din Ierusalim. Deci Iisus Hristos a participat la Paștele evreiesc, sărbătorea Paștele evreiesc cu semnificația pe care tocmai v-am amintit-o, de aceea am și început cu Paștele evreiesc, pentru că riscăm să nu înțelegem mare lucru, adică să nu înțelegem esențialul, de fapt, ideea de trecere, de trecere de la sclavie la libertate, de la moarte la viață. Idei care au fost preluate după aceea și de semnificația sărbătorii creștine. Acum, venind, ajungând la semnificația Paștelui creștin, vedeți un context în care nu merge Paștilor creștini, nu prea știi exact cum să faci concordanța. Deci, revenind de data asta, intrând în subiectul nostru, trebuie spus că la origine, majoritatea creștinilor, mai ales din Asia Mică, sărbătoreau Paștile, această zi de comemorare, dar și de sărbătoare, pentru că sunt două lucruri cuplate, și răstignirea și învierea, pe 14 Nisan, e numele lunii în ebraică, aproximativ luna aprilie, ziua când a fost răstignit Mântuitorul. Și era, deci, Paștele era pentru aceste comunități din Asia Mică, era o dată fixă. Era o sărbătoare cu dată fixă, 14 Nisan. Și această tradiție s-a menținut de-a lungul primelor două secole în bisericile, în comunitățile creștine din Asia Mică. 14 Nisan era sărbătoarea pascală a comunităților creștine, în special din Asia Mică, dar nu numai, pentru că știți că au fost migrații spre Occident. Și s-a stârnit o polemică foarte de timpuriu, din a doua jumătate a secolului al II-lea, și atunci, începând cu a doua jumătate a secolului al II-lea, apare instituția episcopală, adică cineva, un primus inter pares, care are mai multă autoritate și este recunoscută, o persoană cu mai multă autoritate, nu decât celelalte persoane din simpli credincioși, care s-au opus, acești episcopi s-au opus de la sfârșitul secolului al II-lea tradiției sărbătoririi Paștelui creștin pe 14 Nisan. Acești creștini care sărbătoreau Paștile pe 14 Nisan erau numiți de către latini după numele latin quartodecimani. Pentru că 14 în latinește e quartodecimus și atunci erau numiți după numele latinesc 14 quartodecimani, cei care
repet, sărbătoreau Paștele pe această dată. Exista o problemă. Care era argumentul acestor episcopi și argument care a prevalat și după aceea a fost acceptat de marea majoritate a credincioșilor? De ce 14 Nisan nu era o dată valabilă? Pentru că 14 Nisan comemora, nu sărbătorea, răstignirea. Ori Paștele este o sărbătoare a învierii, o sărbătoare a luminii. Doar că în Occident și nu numai, chiar și astăzi noi, facem distinție între răstignire și înviere. Ori comunitățile quartodecimane, de fapt, se înscriau în curentul transmis de, și acum chiar vă rog să fiți puțin atenți, curentul transmis de Evanghelia după Ioan, unde răstignirea nici nu există. Nu există răstignire. De ce? Pentru că răstignirea este echivalează cu învierea. Urcarea lui Iisus pe cruce în Evanghelia după Ioan, acum e un lucru, să știți că nu e un lucru dificil și pentru teologi și necunoscut de foarte mulți dintre teologi. Deci să nu vă simțiți jenați că nu cunoașteți lucrurile astea, e destul de subtil, dar foarte important ce vă spun. Pentru Evanghelia după Ioan, și chiar vă rog să recitiți, și dacă se poate cu acel comentariu amplu unde insist asupra acestui moment, asupra acestui aspect teologic, nu există răstignire. De fapt, nu există răstignire în sensul pătimirilor, așa cum îl înțelegem noi. Răstignire există, dar în sens de glorificare a lui Iisus. Urcarea lui Iisus pe cruce echivalează cu urcarea la Tatăl, cu urcarea în slavă, cu slăvirea Fiului. Deci cele două momente sunt practic quasi identice. Asta nu înseamnă că răstignirea este docetistă, adică e o părere doar, că nu omul Iisus a fost răstignit. Deci Ioan nu pică, Doamne ferește, în această erezie. Adică nu omul Iisus a fost răstignit, ci altcineva sau Dumnezeu. Nu. Pentru el răstignirea este luminoasă. Și de altminteri, la origine, în aceste comunități din Asia Mică, la origine vieții, arbore al vieții. Și de-aia am pomenit, există foarte multe studii care au scos în evidență și există și o omilie din secolul al II-lea care subliniază acest aspect, care aparține unui autor, Meliton din Sardes. A fost publicată de mulți ani, prin anii 60 a fost descoperită, tradusă și publicată, și care insistă asupra acestui aspect. Luminozitatea, dacă vreți, caracterul luminos al răstignirii. Ei bine, am insistat asupra acestui aspect ca să înțelegeți, să intrăm în logica acestor quartodecimani. Vedeți? Pentru că ei funcționau în această logică teologică. Pentru ei răstignirea era lumină, era urcarea lui Iisus la Tatăl. Ceilalți adversarii nu pricepeau această logică, care, repet, vine din Evanghelia după Ioan și spuneau nu. Paștile este sărbătoarea Învierii și noi nu putem admite ca Paștile să pice în ziua răstignirii. Deci pe 14 Nisan. Și atunci au contracarat acest curent ioaneic, quartodeciman, și s-a impus sărbătorirea duminicii, sărbătorirea Paștilor într-o duminică. Pentru că unul din inconvenientele majore, e drept, pe care o are soluția quartodecimană și credința quartodecimană, e că 14 Nisan poate să pice în orice zi din săptămână. Putea să pice oricând și atunci se întrerupea postul, care era doar post de câteva zile la origine. Și logica episcopilor și a comunității majoritare a fost aceasta. Nu putem admite, Paștile trebuie să pice în ziua Domnului, adică într-o zi de duminică. Și s-a impus sărbătorirea Paștelui, împotriva tradiției quartodecimane, 14 Nisan, într-o duminică. Ei, lucrurile, deci până la urmă, a biruita învins curentul susținut de episcop, curentul care s-a opus acestor quartodecimani, dar lucrurile au continuat într-o notă de ambiguitate până în secolul al IV-lea, mai precis până la Conciliul de la Nicea, care a tranșat asupra mai multor chestiuni.
În primul rând, Constantin cel Mare a oficializat ziua de duminică. Și în al doilea rând, de acolo, noi moștenim duminica de la Constantin cel Mare, nu mai înainte, ca zi pentru liturghie. Nu era zi de sabat. Există o polemică și asupra. Sabatul evreiesc era poruncă de la Dumnezeu, respectați, nu faceți nimic, e odihnă. Așa, nu, duminica instituită de Constantin cel Mare era, nu era neapărat zi de nefăcut nimic, ci zi de participare, de sărbătorire a Învierii Domnului. Pentru că, până la urmă, fiecare duminică, nu o să mai am prilejul să revin asupra ideii, dar vreau să spun de acum, fiecare duminică din viața unui creștin este un Paște. Adică un creștin sărbătorește Paștele în fiecare duminică. Și revenind la Conciliul de la Nicea, Conciliul de la Nicea sau Sinodul de la Nicea, primul din 325, tranșează și asupra chestiunii Paștelui. Și impune o regulă care s-a menținut foarte, foarte multă vreme, adică este prima duminică, Paștele pică în prima duminică, după solstițiul de primăvară, care pică pe 21, Cezar, când echinoxul, pardon, așa, am spus solstițiu, mulțumesc, așa, echinoxul de primăvară de pe 21, cu lună plină, cu lună plină, da, aici am zis bine, iar dacă exista și un amendament foarte bizar și foarte îndoielnic și la nivel de ce doriți, în fine, între timp ăsta a fost uitat, sper că nu s-a menținut, deși am impresia că anul ăsta a funcționat la ortodoxi. Dacă pică această duminică, pică în acea săptămână cu Paștele iudaic, trebuie să se amâne pentru următoarea lună plină. Așa. Și, în fine, de unde decalajul, de unde provine decalajul între Paștele sărbătorit, sărbătoarea ortodoxilor și cea a catolicilor și a lumii protestante, în fine normale, din secolul al XVI-lea, când s-a trecut la calendarul gregorian, știți bine că a fost acel decalaj de 11 zile care s-au adăugat. Pe scurt, nu vreau să intru pentru că m-am săturat de această falsă polemică. La un moment dat trebuie unificate cele două date și numai ortodoxii sunt de vină. Asupra acestui aspect, vedeți ce lucruri se întâmplă, ce decalaje, mai ales acum când foarte multe familii, jumătăți de familii, trăiesc în Occident cu alt calendar. În fine, în 1924, după război, România a trecut și ea la calendarul civil gregorian. În 1924 s-a trecut și pe plan religios, dar la insistențele Moscovei și fraților din Grecia, în 27 s-a revenit la vechiul calendar iunian. Și de aici decalajul, așa că noi mergem cu Crăciunul, mergem cu Occidentul, cu Paștile mergem cu rușii și cu grecii. Există biserici ortodoxe care au adoptat calendarul firesc, în fine, cu acel decalaj de 11 zile, în Estonia, de pildă, și numai în Finlanda, pentru că există comunități ortodoxe importante și în aceste țări și care au sărbătorit, de pildă, anul ăsta, Paștile, săptămâna trecută. Deci, nu știu dacă e computusul, cum se numește la nivel științific, metoda de calculare a Paștelui, e foarte complicată și ține de calendarul lunar. Pentru că și aici e un decalaj între calendarul solar și calendarul lunar. Eu, după părerea mea, ar fi foarte binevenită o reformă în sensul nu adoptării unei zile fixe precum cea de 14 Nisan. Pentru că totuși țin foarte mult și orice creștin ține ca sărbătoarea pascală să pice într-o duminică. Așa. Dar se poate institui o regulă care să fie acceptată de absolut toată lumea, pentru că nu suntem mai puțin creștini dacă sărbătorim Paștele de 3 ori pe an și musulmani și iudeii se uită la noi ca la niște aiuriți. Cum există de două ori înviere la voi creștinii într-un singur an, ceea ce e într-adevăr destul de jenant.
Și, dar se poate institui o regulă foarte simplă care să țină de calendarul de echinoxul de primăvară, prima duminică după echinoxul de primăvară, punct, toți creștinii pot sărbători Paștele. Și cu asta, în fine. Deci, ar trebui o convenție pan-creștină, catolică, ortodoxă, protestantă, care să delibereze asupra acestor aspecte care, după mine, nu țin neapărat de o problemă de calendar, ci de voință teologică, până la urmă, și nu neapărat de conciliere, ci, repet, de unitate creștină, pentru că este marea sărbătoare care ne identifică pe noi ca și credincioși creștini. Deci, dacă aici ne despărțim, atunci ce mai înțeleg ceilalți din creștinismul nostru? Cu două învieri în fiecare an sau aproape în fiecare an și cu două calendare. Deci s-ar putea găsi o soluție, dar nu asta este scopul meu și nici nu vreau să fac propagandă într-un fel sau altul, doar să arăt că e o problemă și noi avem totuși datoria, asta e datoria noastră de simpli creștini, așa, dar cunoscători sau oameni interesați de propria noastră credință, să transmitem mai departe aceste întrebări. Eu mi-am făcut, în fine, datoria de 25 de ani, tot transmit unde trebuie și am avut o întâlnire chiar specială cu prea înaltul sau cu, în fine, prea fericitul, așa, de câteva ori, care e convins de necesitatea acestor schimbări și acestei uniri, dar, vedeți, sunt tot timpul presiuni din partea altora. Și nu înțeleg de ce tot timpul trebuie să cedăm în fața acestor presiuni. Pentru că, până la urmă, ce avem noi mai intim, nu? Paștile, e sărbătoarea noastră cea mai intimă. Nu trebuie să ne luăm după presiuni politice. Numai pentru că sunt 300 de milioane de ortodoxi în Rusia declarați, așa, bietul patriarh de Constantinopol, care celebrează Paștele normal împreună cu catolicii și cu ceilalți, e izolat. E omul normal izolat în această mare slavă. Și iată-te care ne-a înghițit și pe noi, pentru că revin asupra acestui moment, ar trebui consacrat, tot am scris câtorva istorici, o lucrare specială despre cei 3 ani de unitate. Când între 1924 revin și 1927, am sărbătorit, am trecut la calendarul, în fine, comun european, să zic așa. Așa. Acum, să nu spuneți că e deja 6:15, nu știu dacă o să termin prima parte, așa, introducerea pascală, dar cum suntem în miezul acestei sărbători, cred că era necesar. Acum, ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea pascală, în biserica veche? E foarte important să ne aducem mereu, mereu, mereu aminte, pentru că biserica de comunitățile creștine vechi, din secolul 3, din secolul 4, de la care avem destule, foarte multe mărturii, așa, sunt foarte aproape de origine, de comunitatea lui Iisus, de comunitatea apostolilor. Noaptea pascală era esențială pentru biserica veche, pentru comunitățile vechi, pentru că atunci se săvârșea botezul. Botezul foarte multor novici care voiau să intre în sânul bisericii. Nici nu pot să spun actul de toleranță, pentru că foarte mulți istorici ezită acum. Nu există edict, sunt tot felul de suspiciuni asupra. Să-i spunem neutru act de toleranță cu privire la religia creștină a lui Constantin. Foarte mult și încurajarea pe fățișă venită din partea lui Constantin a religiei creștine, evident, oportunismul nu e o chestie nouă, foarte mulți din aparatul politic, așa, au vrut să intre în biserică, foarte mulți din, nu neapărat din oportunism, ci pur și simplu pentru că erau atrași de creștinism dinainte și nu au avut posibilitatea să o facă. E bine, pentru a impune un criteriu de selecție, foarte sever, biserica a introdus o perioadă de catehizare intensivă.
Și așa s-a născut această perioadă de 40 de zile de post. 40 de zile e un număr simbolic, 40 de zile a postit Iisus în Noul Testament, 40 de zile, 40 de ani, în fine, au fost evreii în pustiu, 40 de zile a postit Moise înainte de revelație, deci e o cifră încărcată simbolic. Dar până în secolul al IV-lea, postul mare nu exista așa cum îl cunoaștem noi acum și cum îl ținem, cum îl cei care îl acceptăm și care încercăm să-l punem în aplicare. Cifra asta s-a impus treptat și asta și datorită acestei instituții extrem de importante care a apărut în secolul al IV-lea și care se numește cateheză. Aceste 40 de zile erau necesare pentru catehizarea intensivă a novicilor care doreau să devină creștini. Pentru că v-am spus la un moment dat, după acest edict de toleranță, s-au îmbulzit oamenii spre biserică. Și asta n-a fost pe placul tuturor. Gândiți-vă că simultan se naște o instituție cu totul și cu totul specială, adică monahismul. În Egipt, elita, cei care s-au considerat trădați, s-au retras, au vrut să ducă mai departe idealul ascetic al apostolilor, al primilor creștini și s-au retras în pustie. Pentru că și-au zis, noi în biserica asta care se umple acum așa repede după acest edict, nu prea avem ce căuta. Noi trebuie să ne păstrăm idealul nostru de puritate evanghelică și nu sunt întâmplătoare aceste coincidențe. Deci în clipa în care biserica se umple, după edictul de toleranță, apare monahismul. Elita, creștinii, să zicem, de elită, se retrag în pustie, pentru că nu vor să se amestece cu ceilalți, pe care mulți dintre ei consideră oportuniști și o bună parte dintre ei chiar erau oportuniști. Și atunci, ca să contracareze acest val de oportunism, episcopii au creat această instituție catehetică. Exista, bineînțeles, dinainte, la Origen, ne amintim de școala de catehezi condusă de Origen la Alexandria, la începutul secolului al III-lea. Dar acum se instituționalizează și rolul episcopilor devine covârșitor. Și e foarte, această instituție sau demers catehetic este legat ombilical de sărbătoarea pascală, de postul mare. Nu puteai să ai un bun creștin decât printr-o îndelungată perioadă sau printr-o cateheză intensivă, cum spuneam, care să dureze cel puțin 7 săptămâni, adică 40 de zile. Ce s-a întâmplat de-a lungul acestor 40 de zile? Ceea ce, repet, va duce la instituirea postului mare. De aici vine, de la această situație creată în urma edictului de toleranță al lui Constantin după 313. În această perioadă se întâmplau două lucruri majore. Novicii care voiau să fie botezați erau catehizați în sensul că li se preda conținutul, esența Vechiului și Noului Testament, dar baza o constituia asimilarea crezului. Cred într-unul Dumnezeu, cum bine știți, la Nicea s-a formulat pentru prima dată, după aceea s-a completat la Constantinopol câteva decenii mai târziu, celebrul crez de la Nicea. Ei bine, novicii de-a lungul acestei perioade trebuiau să asimileze și să îmbogățească, dar să și înțeleagă conținutul crezului. Și în al doilea rând, nu în ultimul rând, de fapt, erau exorcizările. Înainte de Lectio Divina, înainte de fiecare ședință, despre fiecare verset din crez, erau făcute, citite, exorcizări. Pentru că tot acest parcurs, de la începutul postului și până la în noaptea pascală, când se săvârșea botezul, de fapt era o luptă cu diavolul. Novicele se desprindea din ghearele vrăjmașului și intra în împărăția lui Hristos. De fapt, era unirea mistică în noaptea pascală cu Hristos. Există, eu acum rezum
și sintetizez mărturii care sunt extraordinar de importante din catehezele care mi s-au păstrat din această perioadă, din secolul al IV-lea și al V-lea, și mă refer în primul la Ioan Gură de Aur, există un set, dar mai ales la Chiril al Ierusalimului, care ne-a lăsat două seturi de cateheze, cateheze baptismale și cateheze care au fost scrise pentru cei deja botezați și care trebuiau să priceapă esența ritului de inițiere prin care au trecut. Avem mărturii din secolul și Teodor din Mopsuestia, Ambrozii al Milanului, e o literatură, un corpus destul de bogat de texte, care conțin mărturii absolut extraordinare. Ce vă spun acum e sinteza sintezei, evident că nu am timp să dau nici măcar citate, dar să vedeți cum interpretează de această, acest agon, e unul din termenii care apare cel mai des. Agon în greacă înseamnă luptă, deci agonia, agonia noastră din românești, și de fapt e lupta. Cel care se luptă să supraviețuiască. E o perpetuă, o permanentă agonie în sensul de luptă a novicelui cu diavolul pe tot parcursul acestei perioade de 40 de, inclusiv în apa din baptisterium este văzută și există câteva texte absolut extraordinare, apa ca atare nu are doar funcție purificatoare, ci este văzută ca apa primordială de dinainte de creație, în care locuiește Behemoth, adică Duhul Rău, și cu care se ia la trântă, se luptă novicele, inițiatul creștin, cu ajutorul Duhului Sfânt. Atunci când se produce imersiunea, pentru că erau scufundați de trei ori și scoși din apă de trei ori, atunci are loc confruntarea novicelui cu diavolul în această apă, care e apa primordială, haosul, de fapt, iar prin emersiune, Duhul Sfânt îi pune platoșă, îl ajută să biruie vrăjmașul. Sunt niște descrieri extraordinare și care pe noi ne lasă astăzi, pentru că noi trăim în creștinismul ăsta edulcorat. Când ne putem permite unele stângăcii, ne putem permite ocolișuri, ne putem permite, eu știu, amnezii și așa mai departe. Dar revin asupra a două idei, vreau să subliniez două idei importante, care nu sunt cunoscute, din păcate, nu mai sunt cunoscute și care apar în toate textele vechi. Adică alea care constituie până la urmă tradiția noastră, sau ar trebui să constituie tradiția noastră, care nu s-a născut acum 100 de ani pe plaiurile Piteștiului sau așa, ci care sunt transmise aceste date de textele părinților bisericii din secolul al III-lea, al IV-lea și numai, chiar mai devreme. Botezul avea o funcție covârșitoare și o importanță covârșitoare. Nu se mai putea păcătui. Taina spovedanii apare foarte târziu, abia în secolul al IV-lea. Și există texte, de pildă în Didachie sau în Păstorul lui Hermas, care spune clar, dacă ai greșit o singură dată, nu mai există mântuire. Te-ai auto-exclus din Biserica lui Isus. De ce Constantin cel Mare primește botezul abia pe patul morții? Tocmai pentru că știa că botezul are o importanță covârșitoare și că nu mai poate săvârși nimic după crimele pe care le-a făcut și în familie și pe lângă. Știa foarte bine că un om politic nu se poate... Exact, da. Și atunci a păstrat până în ultima. Deci responsabilitatea era imensă. Odată ce a îmbrățișat prin botez viața creștină, acolo rămâneai, nu mai era pur și simplu, ți-ai semnat condamnarea la viață veșnică. Știți, ca să folosesc un paradox. Ești condamnat la viață veșnică. Punct. Nu mai poți să faci. Și, repet, taina spovedaniei apare târziu, adică iertarea de păcate, tot mecanismul cu care suntem noi obișnuiți acum. Ori botezul la... Și de aici încă un lucru care era în creștinismul antic până în secolul al IV-lea omniprezent, era banalitate și care a devenit acum raritate.
era interzis botezul copiilor. Tertulian are un tratat întreg împotriva botezării copiilor, pentru că nu pot fi admiși în sânul bisericii decât oameni responsabili care să treacă prin acest rit al inițierii de care v-am spus. Cum să-i explici crezul creștin unui copil de 4 luni sau de 5 luni și așa mai departe? Deci era logic, ceea ce acum a devenit regulă, atunci era excepție. Excepția s-a impus încetul cu încetul, începând cu secolul al V-lea și Augustin de pildă, dar există foarte mari reticențe din partea episcopilor și nu numai a marilor teologi față de botezarea copiilor. Era acceptat, spune, ca excepție, era acceptată botezarea copiilor doar atunci când în ultima fază, când părinții erau mai aproape siguri că pruncul nu va putea supraviețui, sau împreună cu familia. Adică atunci când erau botezați tatăl și mama sau ceilalți majori, avea cine să-și asume responsabilitatea, iar părinții, de fapt, jucau mai degrabă rol de naști, ceea ce ar fi astăzi rolul nașilor. Ulterior s-a schimbat regula, pur și simplu din nevoia părinților sau din, cum să spun, reflexul părinților de a-și proteja, de a asigura mântuirea copiilor. Dar lucrul ăsta apare, deci botezul copiilor apare abia în secolul al V-lea. Începe să facă, eu știu, să se impună tradiția. Și a fost declarat obligatoriu și nu întâmplător, deci botezul copiilor, de Justinian. Abia în secolul al VI-lea, Justinian de ce? Pentru că Justinian era creștinul cu mușchi, care trebuia să cucerească toată planeta și să impună creștinismul cu sabia, și atunci avea nevoie de oaste, de creștini din fașă. Și botezații fraților, ca să avem pe cine să ne bazăm, de-a minte, toate reformele, domnul Gândea știe foarte bine, sunt convins că și între dumneavoastră sunt foarte buni cunoscători ai adevăratei istorii și biografie a lui Justinian, care a fost un împărat extraordinar ca om politic, dar care și-a atașat, bineînțeles, creștinismul. A făcut din creștinism arma de unificare a Imperiului și, iată-te, botezul a fost ultima de... El a condamnat toate mișcările origeniste, a făcut foarte, foarte multe reforme, dar botezarea, ca să revin la subiectul nostru, lucrurile de viez, botezul copiilor a fost impus, obligatoriu, a devenit regulă, odată cu, deci, abia în secolul al VI-lea. Perioada despre care vorbim acum, deci la începutul creștinismului, nu tolera botezul copiilor, dimpotrivă, regula era ca un adult, ca cel care voia să devină creștin, să fie adult, să fie responsabil și să aibă o foarte bună pregătire în tainele creștinismului. Deci, exorcizare și catehizare, asimilarea crezului. În Duminica Floriilor avea loc o ceremonie în fața episcopilor, pentru că episcopul era cel care îi catechiza pe novici, le explica fiecare verset din crez și există un tratat de Catechizandis Rudibus pe care l-am îngrijit și a apărut într-o traducere în ediție bilingvă la Poliroma cu vreo 10 ani. O să pregătesc și o retraducere pentru că s-a epuizat de mult timp și care vorbește despre această și în Duminica Floriilor avea loc o ceremonie care se numea Reditio Symboli, adică acest conținut al simbolului, al crezului creștin, era întors episcopului. Novicii erau elevii care spuneau și explicau crezul în fața episcopului. Era un fel de examinare. Episcopul trebuia să se convingă, dar o examinare cu public. Bineînțeles că novicele au înțeles exact în ce constă esența creștinismului. După care se mai făcea încă un
bineînțeles, continuau exorcizările până în noaptea pascală, iar în noaptea de Paști, în noaptea Învierii, avea loc botezarea novicilor. Erau unși goi, bineînțeles, pentru că era să revenea la imaginea de dinainte, prelapsariană, spun specialiștii, de dinainte de căderea lui Adam. Novicii erau asimilați cu Adam după cădere și trebuiau să își șteargă prin botez, le era șters păcatul. Și călcau pe o piele care era tunica de piele. În Biblie se spune după cădere că Dumnezeu, știți că nu exista pudoare. Adam și Eva erau goi în paradis și după cădere s-a apărut rușinea. Așa, și de rușine s-au ascuns cei doi care au păcătuit și Dumnezeu și-a dat seama că s-a întâmplat ceva pentru că le era rușine de propriul trup. Și atunci, zice Scriptura, Dumnezeu i-a îmbrăcat cu tunica de piele. Și ăsta e un topos în literatura patristică. Tunica de piele sunt trupurile, de fapt. Trupurile pe care le-au căpătat Adam și Eva după săvârșirea păcatului. Și aceste trupuri, deci omul vechi, practic, omul păcătos, era simbolizat prin această tunică de piele care era pusă pe marginea bazinului, pe marginea baptisteriului și cei care urmau să intre în apă călcau în picioare aceste piei de animale care simbolizau, de fapt, animalitatea din sufletul omului. Și omul vechi. Deci mă lepăd de omul vechi, mă lepăd de tunicile de piele, intru în apă și las omul vechi și ies reînnoit. În același timp erau unși cu un de lemn, de măsline, evident, cu un de lemn care, spun părinții, cei pe care i-am citat, toți concordă aici, de la Ioan Gură de Aur până la Teodor din Mopsuestiei, un episcop al Mopsuestiei, care era ca o armură, pentru că novicele, revin la ideea de mai înainte, trebuia să se lupte până în ultima clipă cu vrăjmașul, cu satana în apele baptisteriumului și atunci ungerea cu un de lemn întărea această idee a confruntării pe viață și pe moarte. Și de altminteri, imaginea trimite la o practică păgână, gimnaștii, în gimnazium, atleții erau unși cu un de lemn. Deci, atletul lui Iisus, o altă formulă, o altă folosită de părinții bisericii, erau pregătiți pentru această ultimă confruntare. Iar după cele trei imersiuni și emersiuni, cum spuneam, ies pe bazin și sunt miruiți pe fiecare parte a trupului. De fapt, primesc darurile Duhului Sfânt, ceea ce s-a și păstrat din acest ritual. Am insistat doar asupra acestor aspecte, radicalismul sau caracterul ultimativ al botezului. După botez, nu mai poți păcătui. Și în același timp asupra interdicției regulii că nu erau botezați decât adulții în biserica primară. Acum, cred că veți rămâne doar cu, pentru că deja e vorbirea despre semnificația Paștelui și, dar aș vrea să mai amintesc. Și, în fine, nu știu, dacă o să mai fiu invitat, o să vin cu mare plăcere să vorbesc și despre celelalte lucruri, dar vedeți, sunt atât de multe elemente care trebuie spuse, nu știu, mi-ar fi părut rău să nu amintesc toate aceste aspecte legate de botez și de noaptea pascală în creștinismul primitiv, adică în cel foarte aproape de comunitatea lui Iisus și comunitatea apostolilor, încât, da, probabil nu mi-ar fi tihnit să sar la celelalte subiecte. Aș vrea să, totuși, să închei măcar prima parte, pascală, spunând câteva cuvinte despre ouăle roșii, despre simbolistica înroșirii și despre Paștele Blajinilor, pentru că și aici am câteva elemente inedite. Și inedite chiar și pentru specialiști.
Înroșirea ouălor există o monografie publicată în anii 30 de Artur Gorovei, care e valabilă și astăzi, poate fi completată, a fost reeditată recent, prin anul 2000, cred, 1937, mi se pare, unde Gorovei inventoriază, în fine, și propune o tipologie a motivelor artistice și așa mai departe. Eu aș vrea să amintesc aici doar câteva aspecte. De ce, ce legătură are oul și oul roșu cu Paștele? Oul e, semnifică, simbolizează viața. E legat de ritul, de anul calendaristic al comunităților agrare, bineînțeles, al ciclului agrar, și simbolizează primăvara. Cum a ajuns oul în, mai ales în țările, a rămas, de fapt, în țările ortodoxe, să aibă legătură cu Paștele, pentru că și Paștele, cum spuneam la origine, e o sărbătoare legată de cultul agrar, chiar în iudaism. Aceste lucruri nu pot, există sărbători, cum le numesc eu, un palimpsest. Chiar dacă s-au suprapus, nu, noi credințe, totuși vechile sensuri se păstrează, continuă să fie, să rămână în zestrea, în memoria comună, obștească. Oul, deci semnificația oului este viața, în cultura și în hinduism și în Egipt există zeități simbolizate prin ou, dar oul roșu, de ce oul roșu? Roșu trimite la culoarea focului. Focul e purificator. Focul purifică și purificarea trimite la ceea ce este și nociv. Există în tradițiile dualiste, și aici cred că are dreptate Gorovei, există o ambivalență a oului. Ou, din ou se poate naște, dar un ou părăsit, un nou singuratic, fără mamă, părăsit, se poate naște și spiridușul. Iar înroșindu-l, acest ou, culoarea roșie, are funcție apotropaică. Și de purificare, și de alungare a duhurilor rele. Dar a fost preluat oul în creștinism și asta aici vreau să subliniez, oul reprezintă mormântul, pentru că este și ambivalența sărbătorii. Paștile înseamnă și răstignire și înviere. Una fără alta nu există. Trebuie împreună luate. De aceea am insistat asupra semnificației crucii la Ioan, în viziune ioaneică. La fel și oul, semnificația oului. Oul este mormântul în care este închis Iisus și ciocnirea oului înseamnă ieșirea vieții din acest mormânt. Iar oul pascal, există, bineînțeles, o serie de legende creștine care au încreștinat simbolul. Dar la origine trebuie să rămânem cu această idee că înseamnă viață și purificare. Sau viață întreținută prin această culoare a focului care alungă duhurile morții. Pentru că, practic, asta e la urma urmei. Cât despre Paștele blajinilor, blajinice sunt, blajin în slavă înseamnă fericit. Și vă amintiți de fericirile, acel pachet, între ghilimele, luați cu de rigoare, acel grup de fericiri, de 8 fericiri, cu care începe, de fapt, predica de pe munte, din Evanghelia după Matei, capitolul 5, da? Exact asta e, Makarios în greacă, asta e sensul blajinilor din limba română. De fapt, în slavă, blajin înseamnă chiar fericiți. Deci nu e vorba de niște prăpădiți care n-au ce mânca de pe lumea cealaltă, blajini care niciodată sunt de acord cu toate cele, care niciodată nu spun nu, care niciodată nu se revoltă. Nu, sunt fericiții, sunt mântuiții, în sens teologic. Umanitatea sau omenirea ajunsă la perfecțiune. Sunt de o bunătate, spune un text, cum e, sper să-mi aduc aminte, singurile lor injurii sunt du-te la Domnul și vino de la Domnul sau Dumnezeu să te binecuvânteze, astea sunt considerate injurii. Știți? Deci e practic raiul, dar pe pământ, dar undeva lângă un pământ rupt de lumea noastră, a pământenilor.
Ei există un Paștele Blajinilor în tradiția populară, se sărbătorește cam în luna de după Duminica Tomei, adică prima duminică după Paște. Așa? Și atunci blajinii care sunt furați, răpiți oarecum, pentru că sunt mistici, asta e de fapt ideea, răpiți în contemplarea lui Dumnezeu, atunci văd și ei pe apa, râul Sabation sau apa Sâmbetei, că asta este, de fapt, apa Sâmbetei, care apare și într-o apocrifă foarte veche. Am publicat o traducere cu comentariu cu tot, Apocalipsa lui Pavel, se numește, din secolul al IV-lea, care vorbește de acest râu, așa, care desparte lumea viilor de lumea morților sau lumea dreptilor de lumea păcătoșilor, așa. Văd blajinii, văd în această zi bucăți de pască, coși de ouă roșii sau chiar ouă roșii, și atunci își aduc aminte că sunt și ei oameni și se ospătează din aceste bucăți puse de creștini. Creștinii de pe lumea noastră, dar pentru ei de pe lumea cealaltă. Asta este Paștele Blajinilor. Și cum a ajuns tradiția? Care sunt cele mai vechi mărturii? Aici, într-adevăr, am parcurs bibliografia românească și n-am găsit mare lucru, dar ca filolog clasic m-am ocupat, și nu numai, m-am ocupat în adânc de două scrieri importante. Viața lui Apollonius din Tiana, scris o scriere despre un mag faimos care trebuia să-i facă în secolul al III-lea concurență lui Iisus Hristos, o viață redactată de Filostrat și care era hipercelebră în antichitate, și unde se povestește despre o incursiune a acestui mag filozof, Apollonius din Tiana, în ținutul brahmanilor. Revin la numele de blajini. Blajinii mai sunt cunoscuți în tradiția populară. Blajinii e o formă mai recentă. Mai veche era forma de rohman sau rockman. Etimologie care trimite după mine, nu am găsit, dar sunt aproape sigur, pentru că totul se potrivește, o deformare a termenului de brahman. Acest Apollonius călătorește în India. India era un ținut mitic, era ținutul înțelepciunii absolute pe lângă Egipt. Așa, și în India el întâlnește pe o insulă, bineînțeles, întâlnește o comunitate de brahmani sau gimnosofiști, pentru că ei erau goi, ca Adam și Eva în rai. Trăiau pentru că nu aveau rușine, pentru că ei trăiesc într-un paradis acolo, și gimnosofiști erau numiți, în fine, pentru că erau înțelepți în pielea goală, de fapt. Asta era, nu aveau nevoie de îmbrăcăminte sau așa, pentru că erau lipsiți de patim. Asta e, de fapt, rațiunea pentru care trăiau tot timpul în... Ei bine, și acești brahmani, pentru antichitatea greacă, multe secole au reprezentat ideal de înțelepciune. Adică brahmanii deveniți în tradiția populară românească rockmanii sau rohmanii, care sunt exact blajinii noștri. Deci, practic, blajinii, comunitatea blajinilor are un reper în antichitatea veche, greco-romană. Eu mă refer la un text din secolul al III-lea, începutul secolului al III-lea, dar există și alte mărturii. Pseudo-Caristenes, de pildă, are o altă mărturie, care a scris romanul lui Alexandru Macedon, ceea ce a dat în cultura populară românească Alexandria. Alexandria a devenit unul din romanele populare cele mai citite din sfârșitul secolului al XVIII-lea, mai ales în secolul al XIX-lea. Era un fel de a doua Biblie pentru români, și în această Alexandrie, care de fapt e o rescriere al romanului lui Pseudo-Caristene, se povestește despre incursiunea lui Alexandru Macedon dincolo de limitele oicumenei, a lumii știute, tot în ținutul brahmanilor. Tot pe un ostrov, unde Alexandru Macedon i-a întâlnit pe cei mai înțelepți dintre pământeni, ca să zic așa. Adică pe acești brahmani.
Tradiția spune și textul lui Calistene spune că acești brahmani sau rohmani sau blajini nu-și părăseau niciodată insula, iar femeile nu puteau să petreacă mai mult de o lună pe an. Copiii erau ținuți doar până la vârsta de 3 ani de parte bărbătească pe ostrovul femeilor, după care veneau pe ostrovul bărbaților și erau inițiați în toate tainele religiei și metafizicii și filozofia adevăratei filozofii, filozofia perennis, nu? De fapt. Deci, lucrurile astea nu sunt cunoscute nici de specialiști, nu s-au făcut aceste conexiuni. Blajinii, rohmanii noștri, de fapt, sunt, ca zic așa, strămoși în versiune populară a acestor brahmani despre care dau mărturie Filostrat și Pseudo-Calistene în secolele 2 și 3 și 4 după Hristos. Acum am să închei cu, pentru că suntem să facem și cum să spun, să dăm și o dimensiune mai ecumenică, tocmai pentru că e mai puțin cunoscută în afara catolicismului această tradiție. Paștile în tradiția catolică începe, pentru că am început cu Miercurea și suntem în Miercurea Mare pentru ortodoxi, începe cu o Miercure la catolici numită Miercurea Cenușii. Miercurea Cenușii care urmează unei zi de marți, care e zi de carnaval, ceea ce francezii numesc Le Mardi Gras. Atunci când se chefuiește zdravă, e ultima zi când poți să mănânci ce vrei, să bei ce vrei, iar a doua zi, după ce te-ai trezit, e Miercurea, te-ai trezit în Miercurea Cenușii. Și e un ritual care marchează începutul postului mare în lumea catolică și e foarte emoționant și foarte interesant, plin de simboluri și, în fine, mobilizator pentru toată perioada postului mare. Preotul marchează cu cenușă fruntea tuturor credincioșilor prezenți la liturghie și rostește pe latinește o frază pe care vă traduc aici: din pământ ai apărut, în pământ te vei întoarce, după care îi îndeamnă pe credincioși, tot cu o formulă latină, să convertește-te la Evanghelie. Cu această formulă începe Paștele, această Miercure a Cenușii marchează începutul Paștelui Catolic, iar cenușa, e foarte interesant, provine din ramurile de finic sau de salcie arse în Duminica Florilor din anul precedent. Cu Miercurea Mare am început conferința, cu Miercurea Cenușii am să o închei. Vă mulțumesc mult pentru răbdare. Îmi cer încă o dată scuze că celelalte 4 subiecte au rămas pe din afară, dar nu voiam să pierd nicio, să las deoparte nicio fărâmă din discursul despre, din conferința despre Paști. Și v-aș ruga mult ca să, pentru nu știu, să fie un set poate de 3 întrebări, dar legate chiar strict de subiect. Și după aceea putem vorbi, continua discuțiile în privat. Eu am să vă fac două, nu întrebări, ci, dar întrebări sunt până la urmă, pentru că sunt legate de cercetarea arheologică și creștinismul, să spunem, de început la noi. Ați vorbit de copii și de chestiunea botezului la copii și la ceilalți, care sigur se consacră la Augustinia. Vreau să spun că sunt cimitire din secolul 8, 9, 11, până în 11, da, când se socoate că incinerarea indivizilor arată că nu este vorba de creștini. Dar cu toate acestea, în cea mai mare parte, singurele morminte în situații în care cimitirile sunt mixte, deci și de incinerați și de înhumați, care se atribuie creștinilor, singurele morminte în cadrul incineraților sunt cele de copii. Există, deci,
la cei care nu trecuseră încă, nu sau da. Socotiți de noi, da. Că nu, au, nu sunt încă creștini, există această atitudine, există acest obicei de a nu incinera copii, pentru că analizele care s-au făcut, arătat în cea mai multă toate urmele funerare conținoase cremate a unor indivizi maturi, în timp ce copiii sunt copii și sunt înfumați, nu sunt, da. Nu sunt incinerați. E un aspect. Dacă există o explicație și mai ales pentru faptul că asemenea lucru este până târziu da. În uz, la comunități deja, se spune, și sunt istorici serioși care se ocupă la noi de chestiunea asta, și asta că depinde până în Rusia, până în secolul XII, în secolul XII, există acest biritualism, această înfumare și această incinerare totodată chiar la comunități creștine. Deci comunități creștine folosesc și incinerația, folosesc și înfumarea. Și a doua chestiune care vreau să vă pun, legătură cu ouă. Da. În Brăila sunt două ouă roșii de secol 10-11 găsite în săpătură, în cercetare arheologică. În zona școlilor, acolo unde biserica Sfântul Nicolae, o biserică, sigur, care așa cum e acum, e din secolul 19, dar e foarte posibil să existe chiar din secolul 16, odată cu Mihai Viteazu și cu, se știe documentat că a ridicat o biserică în Brăila, se și spune, se dă hramul Sfântul Nicolae. E, acolo, în zona respectivă, am găsit două ouă roșii din cărămidă, deci din cărămidă, de tipul, se zice, de tipul celor care au circulat la Kiev și de acolo au coborât, unele din ele s-au potit și jucării și așa mai departe. Da, da, da. Dar oul e din cărămidă romană, roșie, intens roșie. E colorat sau cărămida? Nu, cărămida. Cărămida. E doar culoarea, da. E doar culoarea, da. Dar faptul că sunt ouă masivă. E ocru, culoarea, de fapt, nemurire, imortalității, da. 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 Două lucruri. Poate să fie, da, ieri și erau puse în mormânt, o, e foarte important. Nu, 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 îți găsite în condiții în care nu ai cum să, nu, nu în morminte. Da. E foarte interesant ce spuneți de enorm, copii incinerați. Da, da, între Sfântul Nicolae și chiar colțul de la Casa Bancotescu, restaurată de Consiliul Județean, cu Casa Bancotescu care face colțul Ana Aslan de astăzi, de Liberări, mă rog, Sfântul Nicolae cu Cambini. Da. Ei, până acolo s-a întins cimitirul vechi al bisericii, al unui lătaș care se fost în zona creștină. În zona asta s-au găsit și aceste două ori din grămidă oroși. Regula de calcul a Paștilor ortodox și cel catolic nu este aceeași? Ba da, este aceeași. Tocmai e... Următoarea întrebare atunci, nu trebuie să fie automat după Paștele Evreilor? Este după Paștele Evreilor, pică între 20 și o săptămână, nu poate depăși între 20 și 26. Iisus nu a intrat în Ierusalim în Duminica Paștelor Evreilor? Aprilie. Nu există Duminica Paștelor. Iisus a luat cina de taină de Paștele Evreilor. Asta am spus. Nu există Duminica Paștelor. A intrat în Duminica Florilor, da. Dar pe 14 Nisan era Paștele Evreilor, da. Când a fost răstignit. De fapt, de-aia e și mielul pascal, pentru că Iisus este, după Ioan, este mielul, cina de taină, Iisus este mielul jertfei, care se jertfește. Se consideră că a fost răstignit într-o zi de vineri? Da, da, da. De-aia spun că, în fine, calculele pot fi și... pot fi justificate, țin de calendarul lunar, țin de... dar nu cred că au o justificare... Dar lumina de la Sfântul Mormânt? Da. În Paștele Ortodoxe? Poftim? Lumina care se aprinde în Mormântul Sfânt, lumina întotdeauna în Paștele Ortodoxe. Mă abțin, nu știu. Fiecare crede ce vrea.
Nu pot să vă dau un, nu pot să vă dau un răspuns. În ceea ce privește mirul, nu vă supărați. Vorbesc despre importanța mirului. Eu știu că armenii, în clipa deportărilor și a genocidului, purtau cu ei, în credința lor, de altfel se știe că au fost primii care, 301, au devenit ca stat, ca credință ortodoxă, creștină, purtau la ei acest mir și o carte de rugăciuni. Asta o știu de la tatăl meu, care a fost și el, din copilărie, o victimă a genocidului. Îmi pare rău că domnul Vosganian a făcut greșeala să se miruiască tocmai acolo, când lumea nu știa semnificația acestui gest cu mirul, care îl făcea la nevoie și la durere armeană. Și a părut că e ridicol. Nu trebuia să facă asta, dar eu știu că importanța mirului, nu? Cum a spus dumneavoastră, asupra creștinilor este copășită. De fapt, sunt darurile, asta simbolizează, da. Cele 7 daruri ale Duhului Sfânt. De asta armenii purtau așa, că asta știu de la tatăl meu, de asta purtau da, și miruirea de fiecare duminică vine în urma acestei... Ei nu mai aveau acum nici duminică, plecând în drumul lor de deportare spre... Trimite la ideea, la origine, dar în fine, n-am avut timp să... Fiecare aspect ar merita sau ar necesita o conferință. Există în Apocalipsă, capitolul 7, dacă vă amintiți, un episod cu 144, în care se vorbește despre 144.000 de aleși care au primesc sfragisul. Da. Sfragisul înseamnă pecetea. E pecetea Duhului Sfânt care trimite la miruire. Da. De fapt, sunt darurile. Cât privește ouăle roșii. Da. Ca copil am învățat, când învățam din clasele primare, învățam religia. Noi așa am învățat la copii, că a venit Marta la cruce cu, da, cu un coș și care erau ouăle și când a străjer, a străpus dreptul Iisus, sângele a căzut și a înroșit ouăle. Da. Probabil că e o chestie așa mai pierdută pentru noi copiii. Da, există o legendă despre Maica Domnului, că s-a dus cu coșul de ouă, foarte frumoasă, din nordul Moldovei, tradiția populară, cu coșul de ouă să-i îmblânzească, zice tradiția, pe iudei. De fapt, romanii îl răstigniseră. Așa, pentru că a fost proces politic, chiar dacă a plecat religios la origine, dar iudeii nu aveau dreptul să condamne la să ucidă. Doar puterea politică putea să o facă. De-aia au apelat la Roma și de-aia Pilat nu e nevinovat. Chiar așa cum l-a transformat ulterior o anumită tradiție. S-a sulat în mâini, dar cu sânge, după aia. Zice, Maria a venit, Maica Domnului a venit cu un coș cu ouă ca să dăruiască aceste ouă evreilor, poate se vor îmblânzi și îl vor ierta pe Iisus de pedeapsă, dar ei dimpotrivă au fost și mai vehemenți, i-au dat Mântuitorului oțet și nu mai știu ce spune tradiția populară, ceva și mai groaznic decât oțetul. Bine, în Evanghelie se spune cu fiere, dar tradiția populară are altceva, nu mai aduc aminte exact ce. Și atunci de pe cruce Iisus încă nu murise, au început să, din rând, a început să curgă sânge peste ouăle puse de Maria la piciorul crucii care s-au înroșit și Iisus i-a spus Mariei, spune-le creștinilor, ucenicilor în primul rând, de împomenirea mea, memoria mea, în fiecare an să înroșească ouă. Asta e o legendă. Da. Nu e... Probabil că, vă mai spun ceva. În copilărie și destul de îndepărtată, vreau să spun că era, nu știu, tradiție, cum o numiți dumneavoastră, faptul că în perioada asta a postului mare, săptămâna mare, era de o mare importanță pentru tot orașul și pentru toată țara. Da. Îmi amintesc, precis, nu este fabulație, că în săptămâna mare, dacă țineai sau nu țineai post la mâncare, nu știu dacă toată lumea, dar toată lumea era obligată în săptămâna mare. La radio era numai muzică simfonică, pe scenele teatrului nu erau voie comedii, în restaurante nu se cânta muzică,
Deci eram un fel de post, un fel de pocăință în toată săptămâna. Colectivă, da. Da, dar să știți că nouă copiilor ne plăcea asta. Deci a despărut, nu pot să fac niște comentarii. Da, da. Avea semnificație sfântă pentru noi toți. Pentru că atunci când mergeam la Deni și la conjurul bisericii, noi o făceam cu toată dragostea, cu toată pioșenia, convinși că asta trebuie făcut în numele Lui Hristos. Da, acum există și tradiții și tradiții. Eu, de pildă, nu le-i paștile de miel. Eu, cum spuneam, mielul a fost, ca să zic așa, recomandat de Iahve evreilor să fie gătit de Paște, să fie mâncat în Egipt. De altminteri am omis încă o semnificație a Paștelui iudaic legat de pâine. Și sunt mai multe, în ebraică, mai multe denumiri ale sărbătorii pascale. Și fiecare are o anumită dimensiune. E pâinea azimă, care trimite tot la acel pâinea fără... Fără drojdie, îmi venea celălalt termen, da. Pentru că a fost graba de a ieși din Egipt. De a ieși din Egipt urmăriți poporul, populația evreiască era urmărită de trupele faraonului și atunci nu a avut timp, n-a avut pâinea crescută, n-a avut timp să crească. De aceea, mielul, da, trimite la acest sacrificiu sângeros și dacă ar fi, nu cred că are vreo implicație, pentru că oricum Iisus este în mod simbolic mielul lui Dumnezeu. Deci că mâncăm, eu nu pot să mănânc miel, pentru că iubesc atât de mult vii, încât aș vrea ca cel din poveste să nu mai crească niciodată acei miei. Tot timpul îmi spui cât de frumoși sunteți când vorbesc mieilor așa. Cum aș păcat că o să ajungi voi la un moment dat. Bun, ce e mai opus între un miel simpatic, da. Dar depinde foarte mult de semnificația pe care o are gestul și ritualul respectiv. Adică depinde de semnificația pe care o are consumarea mielului de către creștin, de către evreu. Evreul nu poate să nu consume. Asta face parte din ritual, așa cum nu poate, nu există Paște evreiesc fără consumarea mielului, pentru că asta a fost porunca divină, li s-a poruncit evreilor în Egipt să sacrifice, și în același timp să nu bea ierburile amare. E o băutură din ierburi amare care se trimite la traversarea pustiei. Da. Și după aceea sunt și câteva cupe de vin. După fiecare calup de rugăciuni să bea și câte o cupă de vin. Toate fac parte din ritualul Paștelui evreiesc. Acum, la creștini nu există pentru că nu știm exact ce s-a mâncat și aici sunt tot felul de anacronisme. La pâine știm că Iisus a frânt pâinea și știm că Iisus a binecuvântat și a împărțit ucenicilor vinul din cupă, nu? Instituind, practic, Sfânta Eucaristie. Așa. Dar probabil că au consumat atunci, pentru că, repet, revin asupra acestei idei, Iisus și ucenicii au cina de taină, era Paștele evresc. Ei s-au adunat acolo ca să sărbătorească Paștele evresc și probabil au consumat miel, au consumat ce am amintit adinauri. Ierburile amare, au băut cât un pahar cu vin și așa mai departe. Nouă nu ne-a rămas decât acest memorial, ceea ce se numește în termen teologici, memorialul instituirii Sfintei Eucharistii. De aceea, pâine și vin, dar nimeni dintre noi nu face Paștele doar cu pâine și cu vin. Adică ce ni s-a transmis despre, da, în legătură cu cina de taină. Există o maturizare. Există o maturizare a credinței, asta e clar. Și asta e un subiect pe care, în fine, prima dată l-a dezvoltat Irineu al Lionului. Pentru că, altminteri, ce rost mai are să trăim dacă ne-am mântuit de la 3 luni? Ne-am botezat, avem tot harul acolo, curge prin noi gârlă și restul, ce mai facem cu restul vieții?
Irineu al Lionului spune, nu, tocmai asta, există o istorie a umanității, a omenirii, tocmai pentru că Adam e în faza de copilărie. Și încetul cu încetul, de-a lungul mileniilor, omul Adam, care suntem toți, noi toți, se maturizează, se coace. Inclusiv prin persecuții, spune el, sufletul omului e ca o pâine dospită care trebuie băgată în cuptor. Persecuțiile sau necazurile sau toate, tot ceea ce îndurăm e focul care coace acest suflet și îl duce spre mântuire, îl maturizează. De aici e foarte importantă istoria în această economie a mântuirii creștine. Deci, element, teologia istoriei, foarte, a istoriei personale și a istoriei omenirii. Dimensiunea asta istorică, nu, care e esențială, și, dar uneori pierdută în misticismul ăsta vag al unor comunități, în fine, mai mult sau mai puțin creștine. Da, acum, practicile precreștine, niște ele nu putem face abstracție, pentru că au... Adică a fost ceva înainte, nu? Da. Că poporul român a fost adăugat și după aceea s-a creștinat și a... Ei, și poporul ăsta român e foarte variat. Da. Da. Putem continua după. Da. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc că domnul Cristian Bătrița și să-i promit că va fi rechemat cât de curând. Pentru următoarele 5 conferințe.